Proverbe la capitolul 13, versetul 13, Proverbe 13, cu 13 Scriptura spune: cine nesocotește cuvântul, se pierde. Pentru că vizitând multe lăcașuri de închinare, sunt unele lăcașuri de închinare a cărui slujitor nu prea prețuiesc cuvântul lui Dumnezeu, au totdeauna altceva de spus. Dar aici la Elim am văzut că și cuvântul este primordial. Domnul să vă binecuvinteze. Cine nesocotește cuvântul, la un moment dat, se pierde. O iau cu alte învățături, alte idei. Probabil și vremurile sunt de așa maniere, pentru că sunt vremuri grele la ora actuală. Psalmul 119, versetul 72, nu știu câți dintre dumneavoastră subscrieți la versetul ăsta. Psalmul 119, versetul 72, Scriptura spune: mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și argint. Adică vii tu mie și îmi pui aici 1000 de lucruri, fie mai mici, mai mari, indiferent o greutate de aur, vă dați seama, 1000 de lucruri de aur și argint, mai mult prețuiește pentru mine legea ta, cuvântul tău, decât 1000 de lucruri de aur și argint. Oare cât subscrie? Majoritatea, toți, de ce nu? Doamne, ajută-ne și la asta. Fiți binecuvântați. Duhul Sfânt m-a călăuzit pentru dumneavoastră spre pasajul acesta, Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, aș dori să stau înaintea Domnului, Dumnezeu să mă ajute. Frați și surori, și puteți și dumneavoastră să mă ajutați în ambientul acesta de cer, din când în când să spuneți: Doamne, dă un cuvânt robului tău pentru noi. Doamne, ajută! Am rămas marcat de versetul 14 din expunerea pe care Domnul Iisus a prezentat-o aici și aud reverberațiile cuvintelor Marelui Rege. Evanghelia după Luca 18:14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotit, neprionit, decât celălalt. Cum? La care te referi, Mare Rege? La vameșul ăsta păcătos. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogrât acasă, s-o cotine plenit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Dar ce a făcut vameșul ăsta în mod expre de Marele Rege, ajunge la concluzia aceasta spunând clar: eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, s-o cotine plenit. Cu ce a ieșit el în evidență? Sau crede cineva din sală este posibil ca la o primă întâlnire cu Domnul prin Duhul Sfânt un păcătos să se întoarcă acasă socotit, neprionit? Oare este posibil? Amin. Din toată inima, amin. Dacă încercați, vă rog să vizualizați tabloul din Fapte 10 în casa lui Corneliu, ofițerul roman, când la un moment dat predică apostolul Petru plin de Duhul Sfânt la ofițeri romani, nu? Erau colegii ofițerului Corneliu, distinsele lor, doamnei, familiile lor. Pentru prima oară ascultă o predică rostită de Duhul Sfânt prin Petru. Și în timpul predicii, la un moment dat, se oprește apostolul. De ce? S-a întâmplat ceva. A intervenit Duhul Sfânt în timpul mesajului Evangheliei. Și ascultătorii au început deodată să vorbească în alte limbi, nepocăiții, ofițerii romani. Și apostolul Petru se oprește și strigă: se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? S-a oprit din predică, Duhul Sfânt a lucrat într-un mod inedit acolo, apoi au fost botezați în apă și s-au întors acasă bine mersi, cu problemele lor rezolvate. La un prim contact cu Evanghelia și puterea lui Dumnezeu. Ce m-aș bucura să mai dea Dumnezeu vremuri de felul acesta. Când vine între voi un ticălos din lume, robit de diavolul, legat cu lanțuri și patini, deodată se întâmplă să cadă cu fața la pământ și să strige: aici e Dumnezeu, aici e puterea lui Dumnezeu, aici lucrează Dumnezeu. Doamne, lucrează după voia și planul tău. Frați și surori, am numit mesajul acesta 10 pași spre neprihănire. O să fiu foarte telegrafic, expeditiv, așa. Am doar să-i amintesc prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și dacă te vei regăsi în vreunul, bucură-te. Dacă nu te vei regăsi, roagă-L pe Dumnezeu să te înconjoare cu brațele Lui și să lucreze în dreptul tău și în dreptul meu și în dreptul fiecăruia. Primul pas, ce a făcut vameșul acesta? S-a suit la templu. Scriptura spune: doi oameni s-au suit la templu. Felicitări încă o dată, ați venit la templu. Ori de câte ori trebuie să vii la templu, se dă o luptă la nivelul minții, la nivelul Duhului. Astăzi merg la biserică sau nu? Mă sui la templu sau nu?
Scriptura spune că mereu suntem asaltați de două forțe. Omul este neutru. Iov 4 spune, un duh a trecut pe lângă mine și îmi vorbea în ureche. Un duh să-ți vorbească în ureche? Fiva omul fără vină înaintea Dumnezeului cerurilor? Dacă el găsește vină până la îngerii săi, cu cât mai mult la cei care locuiesc aici, a căror robâște se trage din țărână ce locuiesc în case de lut. Ești un vinovat, un păcătos, stai acasă, vezi de treabă. Faptul că te-ai suit la templu și ești aici, felicitări încă o dată. Ai biruit, frate. Doi oameni s-au suit la templu. Omul acesta s-a suit la templu. Faptele Apostolilor, la capitolul 2, versetul 46, aud cuvintele rostite de doctorul Luca. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. În fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau cu hrană și cu bucurie și curăție de inimă. Ce important. Când fratele Ionescu prezenta aici programul, ne-a venit în minte versetul ăsta. În fiecare zi, în fiecare zi. Repetiții, cor, fanfară, cor mic, cor mic, așa. Și mai departe. Foarte interesant. Foarte frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să nu părăsiți adunarea noastră cum și-au făcut unii obiceiul. Mai nou, mai zilele acestea, mai cu pandemia aceasta, unii au spus, domnule, nu mai ne suim la templu, vizionăm cu ajutorul internetului și prin internet serviciile divine și totul este ok. Și Domnul spune, să nu părăsiți adunarea noastră cum și-a făcut unii obiceiul. Fii prezent aici și aud cuvintele lui David, mi se bucură inima când mi se zice, haidem la casa Domnului, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime, ești bucuria vieții mele. Domnul să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute. Să știți dumneavoastră că există diferență între a viziona sau a asculta un mesaj acasă sau a fi prezent aici. De ce? Scriptura spune aici coboară Domnul prin Duhul Sfânt. Aici se deschid inimele, aici se rup lanțurile. Ori de câte ori am ocazia să particip la o slujbă divină, am în fața mea trei obiective. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să-mi vorbească Dumnezeu și să mă schimbe Dumnezeu în bine. Și atunci zic, mulțumesc Dumnezeule pentru ziua de astăzi. Domnul să fie slăvit și onorat. Pasul numărul 2. 10 pași spre neprihănire. Pasul numărul 2. Scriptura spune că omul acesta s-a suit la templu exact cum era și n-a încercat să se dea drept altul. La ora actuală, vedeți dumneavoastră ce se întâmplă, unii vin la templu și pozează așa, mai sfinți și probabil vor să pară mai neprihăniți. Ideea Scripturii este următoarea, niciodată nu te crede prea neprihănit și nu este recomandat de Scriptură să ai o părere mai înaltă despre tine decât se cuvine, pentru că pe cine încerci să duci în eroare? Pe fratele Ionescu, pe ceilalți păstori? Nu. Nu ne vede Dumnezeu? Nu ne cunoaște Dumnezeu în detaliu? El numără pașii vieții noastre de pribea, ține evidență la firele de păr, știe absolut totul despre tine. Isaia spune că și la un moment dat vom fi judecați chiar și după gândurile care trec prin mintea noastră, care trebuie să le facem roabe ascultării lui Iisus Hristos, gândurile noastre, să le facem roabe ascultării lui Iisus. Știe Domnul totul despre tine, dacă vii la templu, vin omul original așa cum ești și nu încerca să te dai dreptatul, nu există nicio șansă în fața Dumnezeului cerurilor. Puteți să vă imaginați când Ieroboam a rugat-o pe nevastă să facă o vizită la prorocul Ahia. Era îmbătrânit, ochii împăienjenit și a spus, ascultă femeie, schimbă-ți ținuta, ce mergi tu, așa. Oricum este bătrân, dar să nu te cunoască. Am zis că nu mai prea vede bine, dar e un proroc veritabil, Domnule. Am avut o lucrare prin el, o prorocie. El mi-a spus că, prin el, Domnul mi-a spus că eu voi lua împărăția lui Israel. Și într-adevăr e veritabil. Du-te și întreabă-l dacă se va mai vindeca băiatul nostru. Avea un băiat, îl chema Abia, semăna tare cu numele prorocului, aproximativ 17-19 ani. Du-te întreabă-l. Scriptura spune că înainte ca să ajungă nevasta lui Ieroboam la proroc, Duhul Sfânt vorbește prorocului, are să vină la tine nevasta lui Ieroboam, are să se dea drept alta, stai înaintea mea, primește cuvântul pe care îl vei auzi și rostește-l mai departe, am cuvinte aspre să vorbesc acestei femei. Oare nu se aud pașii, vuietul pașilor ei? Și în momentul când a pus mâna pe clanța ușii să intre în sală sau în palat unde era, Scriptura spune, prorocul a strigat, așa vorbește Domnul,
De ce vrei să te dai drept alta? Am lucruri aspre să-ți vorbesc. A venit să mă întreb de băiatul tău, de Abia, dacă se va mai vindeca. În momentul când te vei întoarce acasă, acum când pleci de la mine, și picioarele vor intra în localitatea Tir sau unde locuiești, băiatul tău va muri pe loc. Și va fi înmormântat. Să-ți mai spun ceva, femeie. E singurul din familia voastră care va avea parte de mormântare și va fi așezat într-un mormânt, singurul, deoarece este singurul din familia voastră în care mai este ceva bun. Oricât despre voi și toată familia voastră, cei care veți muri pe când veți fi sfârșiați de păsări, iar cei care veți muri în cetate veți fi mâncați de câini, căci gura Domnului a vorbit, a scălcat flacrant în picioare cuvântul meu. Ați lepădat pe Dumnezeul cerurilor, pe Dumnezeul cel viu și vă închinați la idoli. N-am știut până atunci că e un har ca să ai parte și de mormântare. Sincer vă spun, n-am știut. Dacă mai este ceva bun în tine, dacă nu mai este nimic bun în tine, permite să vă pun o întrebare, mai este ceva bun? Eu zic că da. Nu suntem noi Biserica Apostolică botezată cu Duhul Sfânt? Nu avem noi numele scrise în Cartea Vieții? Nu suntem noi oamenii lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne și Dumnezeu să ne dea putere. Nu încerca să te dai drept altul, n-ai pe cine, Doamne. Vameșul ăsta a venit sincer. Știți dumneavoastră când vine căpetenia oștirii împăratului Siriei, Naman, și ajunge la Dotan, la Elisei. Elisei așa foarte omul Dumnezeu, fără spectacole. Ce-mi plac mie oamenii ăștia lui Dumnezeu. Ia să lui Gehazi, du-te puțin până afară și spune-i ceva. Ce se spune? Spune câteva cuvinte. Ce se spune? Spune așa. A spus stăpânul meu să te scufunzi de 7 ori în apa Iordanului și te vei vindeca pe loc. Când a auzit Naman asta, s-a mâniat frate de așa manieră încât a spus, ce? Tu cine ești tu? Păi eu credeam că va veni stăpânul tău, își va duce mâna, dar nu să mă deranje de așa finuț. Peste ranele mele voi fi vindecat complet. Mă tratați cu superficialitate? Voi nu știți cine sunt eu? Păi n-am eu Abana și Parpar? Domnul le-a spus lui Elisei, când va veni la tine, spune să se scufunde de 7 ori. De ce de 7 ori? De ce nu de 6 sau de 8? De ce de 7? Pentru că este legat de diavolul cu 7 lanțuri. 6 sunt pe interior, nu se văd, iar unul este pe exterior, care se vede lepra. 6 nu se văd, dar au fost foarte evidente în modul de manifestare când a discutat cu slujitor. În momentul când vii aici, numai Dumnezeu din ceruri știe și cu tine câte sunt pe interior lanțurile și câte sunt pe exterior și se văd. N-ai cu cine. Mergem mai departe. Pasul numărul 3. Foarte important. Nu aștepta acasă să te faci mai bun și apoi să vii la biserică. Nu face niciodată greșeala asta. Sunt foarte mulți care spun, astăzi m-am certat cu nevastă. Sunt foarte mulți care, domnule, au probleme la companie, domnule, la facultate, domnule, am avut necazuri, probleme. Domnule, m-a supărat, m-a părăsit, așa, nu merg la biserică, stau și-mi văd de treabă. Niciodată nu aștepta acasă crezând că te faci mai bun, pentru că te vei face mai rău. Vino așa cum ești și fii prezent aici. Predicam odată, îmi amintesc, tot așa, în perioada sărbătorilor de an, într-o biserică din Bihor, de undeva. Și în timp ce predicam, a intrat un om sub influența băuturilor alcoolice în sală. Exact poziția aceasta. El vine din față și vine și vine și vine, blestema și înjura, cu voce tare așa. Și în momentul acela, doi oameni de ordine l-au luat unul de o mână, unul de cealaltă mână, l-au întors și afară cu el. Vă spun înaintea lui Dumnezeu. Am avut așa o lumină de la Domnul și am spus fraților aceia, vă rog frumos, nu-l scoateți afară, aduceți-l aici în față. Frații m-au ascultat, au venit cu el în față aici. Aduceți-l până în fața amvonului. Au venit cu el aici. Și când a venit, m-am uitat la el, el s-a uitat la mine și am spus, Domnule, n-ai fi de acord să facem o rugăciune pentru dumneavoastră cu toată biserica? Și el ne-a spus, da. În secunda următoare m-am uitat undeva în dreapta mea un cor de fete. O tânără plângea, de izborau lacrimile din ochi. N-am știut eu că era fica lui. M-am uitat în sală culoarul femei, plângea o femeie în hohote, frate. Era soția lui. L-am rugat să se plece pe genunchi. Am ridicat toată biserica în picioare. Ne-am rugat pentru el. O minune de la Dumnezeu. În urma rugăciunii omul nostru și-a revenit, frate. Parcă s-a trezit așa dintr-un somn adânc
Și când și-a revenit, s-a uitat la mine și a spus: Domnule, de multă vreme am vrut să mă pocăiesc, dar nu pot să mă las de băutură. În momentul ăla a venit lângă el fiica sa și soția. Și au venit toți aici în față. Soția mi-a spus, când a pornit de acasă, i-am spus soțului meu: vino, avem evangelizare în seara aceasta, vino să auzi și tu cuvântul lui Dumnezeu. Și el mi-a spus, a spus soția despre el, soțul meu a spus: du-te tu și cu fiica și eu vin mai târziu. A rămas numai bine și a venit cam peste o oră și jumătate. Dumnezeu a făcut o minune. Omul la ora actuală este botezat, este un om al lui Dumnezeu. La ieșire din biserică, în seara aceea, pe culoar m-a oprit un domn, un prieten care fusese la evangelizare acolo, s-a apropiat de mine și mi-a spus: ascultă, te felicit. Și-a dat mâna cu mine și m-a felicitat. Ascultă, domnule, eu în seara asta m-am hotărât să mă întorc la Dumnezeul pe care voi îl predicați. Și atunci eu am prins puțin curaj, așa, era o figură foarte importantă, așa, și am spus: ți-a plăcut predica, cântarea? Și eu spun: nu, nici predica, nici cântare. Domnule, ce v-a determinat să vă hotărâți dumneavoastră pentru Domnul? Și el mi-a spus: domnule, în orice instituție în lumea asta, oricine l-ar fi dat afară pe omul ăla. Va deranja slujba, programul, blestema, înjura. Voi l-ați chemat înapoi, v-ați rugat pentru el și am văzut cum Dumnezeu l-a eliberat. Înseamnă că Dumnezeul vostru e adevăratul Dumnezeu, care salvează, care înconjoară, care cheamă, care iubește. Vreau să vă spun, omul acela a încheiat legământ cu Domnul apa botezului și astăzi este un predicator veritabil. Și am zis: cât de mare e Dumnezeul cel. Aleluia, Domnului să fie gloria, a Lui să fie slava, a Lui să fie onoarea. Vino la templu ori de câte ori ai ocazia. Vino așa cum ești, mă frate, nu încerca să te dai drept altul. Nu am sta acasă crezând că te faci mai bun, niciodată nu te vei face mai bun stând acasă. Știți ce spune Psalmul 73, primele versete? Bun e Domnul, bun e Domnul cu Israel. Da, e foarte bun Domnul, dar la un moment dat mă certam eu cu Dumnezeu. Și spuneam: Dumnezeule, ești nedrept, Dumnezeule. Cum să nedrept? Păi eu îmi spăl mâinile nevinovăție, îmi văd eu viața mea morală, curată. Am nevasta mea, am copiii mei, am jobul meu, am problemele mele. Alții li se bulbuc ochii de grăsime, Domnule, trăiesc cum trăie. Nu interesează de nimic, le merge bine, femei peste femei, bani peste bani. Păi nu interesează și lor le merge bine, eu care sunt omul tău merge rău. Mă certam tare cu Dumnezeu. Psalmul 73, versetul 17, dacă se poate, mulțumesc, fraților. Psalmul 73, versetul 17, am crezut asta până la un moment dat. Până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi și am zis: Dumnezeule, mă pocăiesc, tot mai bine de mine decât ceilalți. De ce am luat soarta seama? Pe cei răi, Dumnezeule, Tu îi vei îngădui peste ei cursele morții. O singură lovitură, praful s-a ales de ei. Dar eu, de 7 ori, dacă se întâmplă să cad, o mână care a fost întinsă la Golgota se întinde după mine, mă ridică și spune: ești omul meu, du-te înainte. De 7 ori, dacă se întâmplă să cad, am șanse să fac pași înainte. Iar cei răi, o singură lovitură. Doamne, și atunci ne-am revenit și am zis: da, bine, e ok, e foarte bine așa. Doamne, ajută-ne, mâna cea bună a Domnului să fie peste noi și harul Său să ne binecuvinteze. Pasul numărul 4. Foarte interesant, Domn. Cine știa lucrurile astea? Când ai venit la templu și cineva din templu te jignește. Auzi, nu te-a jignit soțul tău acasă, nici copiii, nici? În templu e jignit. Un duc trece pe lângă urechile tale și spune: dacă nici aici, la pocăice, la biserică, nu te simți bine și aici cineva mă jignește, nu mai cal și nu mai vin veci aici. Scriptura spune că și fariseul se ruga și spunea: Doamne Dumnezeule, eu nu sunt ca cei la oameni hrăpăreți, nedrepti, prea curvari. Eu posteze două ori pe săptămână, dau zeceală din izmă, din chimen. Doamne Dumnezeule, sunt o somitate, dar nu sunt ca și ticălosul ăsta, Doamne. Nu sunt ca vameșul ăsta, Doamne. Dar ce caută ticălosul ăsta aici? Nu se teme de Dumnezeu, ce caută el aici? Cineva să-și bată joc de tine în templu și să ai puterea și tăria să rămâi aici? Felicitări! Indiferent ce se întâmplă, rămâi aici pentru că ai fost adus de puterea lui Dumnezeu.
Nu părăsi templul, ci rămâi la slujbă, rămâi acolo în ambientul acela. Olarul te prelucrează și așa cum spune Ieremia 18, nu-i convine ceva, din nou pune lutul pe roată, din nou lucrează și transformă. Rămâi aici, te jignește cineva? Rămâi aici, mă frate. Mare tărie de caracter să poți să faci lucrul acesta. Regele a apreciat enorm lucrul acesta. A rămas în templu când cineva l-a jignit în templu? Probabil cineva s-a cerut o sumă de bani. I-a dat bănuții? Nu s-a ținut de cuvânt? Nici nu te-a sunat? Nici nu ți-a dat înapoi? Și duminica următoare este lângă tine în templu. Te uiți așa la el. Domnule, ăsta? Ăsta, domnule. Ăsta merită să vin aici în templu? Ăsta n-are ce căuta aici. Ascultă-mă, regele apreciază atitudinea fiecăruia care este cu frică de Dumnezeu și temător de Dumnezeu. Vameșul acesta a rămas în templu. El a urmărit, regele a urmărit itinerarul vameșul acesta și tot ce a făcut el acolo. 10 pași spre neprionire. Foarte interesant, nu? Pasul numărul 5. Scriptura spune, 2 oameni s-au suit la templu să se roage. Să se roage, frate. Apreciez enorm modul dumneavoastră de manifestare și închinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când genunchi ating pământul, inima atinge cerul. Dumnezeu colaborează și vorbește cu lucrătorii Lui pe pământ. Și din toată inima spun, Doamne, ajută-ne să rămânem niște oameni ai rugăciunii. Niște oameni care te iubim pe tine și principiile Sfintelor Scripturii. În viața mea am văzut oameni mari, frate și soră, care au iubit rugăciunea și pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod special. Dumnezeu să ne ajute să fim sinceri cu Domnul. Că dacă ești sincer cu Domnul și dezinteresat, niciodată Dumnezeu nu te va lăsa. Niciodată Dumnezeu nu va lăsa pe cei sinceri care l-au iubit pe Dumnezeu cu adevărat. Este foarte adevărat că ăștia a mers în o perioadă grea. Conform Osea 9:15, unde spune Scriptura că din pricina răutății faptelor lor îi voi zgoni din templul meu afară. Osea 9:15, m-am îngrozit la ideea asta, din pricina răutății faptelor. Pentru că la un moment dat, Scriptura spune prin Isaia, poporul ăsta mă cinstește doar cu buzele. Dar inima lor, departe de mine. Este că templul Domnului, templul Domnului. Și când este vorba de fapte, n-au fapte. Și Domnul spune, din pricina răutății faptelor lor, îi voi izgoni din templul meu. Mulțumesc, Domnul, pentru ușile deschise a bisericilor de peste tot. Mulțumesc, Domnule, pentru ușile deschise a bisericilor, Domnule, din state și din România. Când în anul 2020, când tot pe aici eram pe undeva prin state, am mers acasă, o biserică de 1300 de oameni, biserica Domnului Albini, goală, frate. 8 oameni erau la toate slujbele, predicatori, media, cântăresc toți. 1000 de scaune goale în biserică. Mă uitam așa, am zis, Dumnezeu, nu te supra, nu poți să predici, nu poți să slujești la biserici goale, nu pot, nu, asta e, nu știu. Nu știu cum să vorbesc cu scaunele astea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a venit din nou vremea când să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Doamne, ține vremurile acestea. Amin. Și ajută-ne, Dumnezeule, să ne apropiem de Tine, de fiecare secundă să beneficiem. E pace, e libertate, e har, încă mai putem fi împreună. Leagă-ne și unește-ne, Doamne Dumnezeule, și pregătește-ne pentru momentele acelea. Iată pasul numărul 5, 2 oameni s-au zis, a venit să se roage, Domnule, să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Pe când se rugau ei, biserica primară, spune Scriptura, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt pe când se rugau ei. Doamne, ajută-ne și pe noi ca să rămânem în credința adevărată și să iubim legile Tale și cuvântul Tău, așa cum ne-ai învățat Tu. Domnul să fie slăvit și onorat. Pasul numărul 6. Scriptura spune că omul ăsta stătea undeva departe. Departe. N-a venit aici la în față, la anvon, stătea undeva în templu și el acolo. Și stătea acolo și se ruga. Dar cum se ruga omul ăsta? Se bătea cu pumnul în piept, probabil, și aud reverberația cuvintelor lui. Doamne Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Pasul numărul 6. Când vii la biserică, fii foarte atent locul unde îl ocupi, că este foarte important și ăsta. Pasul numărul 7, să te preocupe problema ta și nu al altuia. Ai milă de mine, păcătosul. Doamne Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Interesant. Pasul numărul 8, Scriptura spune,
nici măcar ochii nu îndrăznea să-și ridice spre cer. El se vedea foarte mic înaintea Domnului. Dumnezeu apreciază enorm atitudinea aceasta. Să te vezi mic în ochii tăi și să fii mare în ochii Lui. Domnul a vorbit lui Saul într-una din circumstanțe și a spus: cât timp ai fost mic în ochii tăi, Saule, nu erai tu iubit de mine și mare în fața mea? Dar la un moment dat ai ajuns mare în ochii tăi și m-ai disprețuit pe mine. N-ai ținut cont nici de prorocie, nici de Samuel, nici de evenimente, disprețuindu-mă pe mine, ai pierdut totul. Domnul să aibă milă de noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. 10 pași spre neprihănire. Pasul numărul 9. Marele rege se uită, analizează, apreciază, constată. Domnule, vameșul se întorce acasă cu problema rezolvată. Fariseul, a făcut și fariseul probabil ceva în templu. Știți ce a făcut? A mai adăugat niște păcate la păcatele lui în templu. Ca să disprețuiești pe ceilalți, să ai o părere mai înaltă despre tine de cum să cuvine, să fii capacitat de un duh de mândrie. Cine s-a gândit vreodată, vin la templu, te mai duci cu niște păcățele acasă? Iată că se poate și așa ceva. Și regele concluzionează și spunea: eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să o cotine prin ei decât celălalt. Căci oricine se înalță, a spus Domnul, va fi zmerit. Dar oricine se smerește, a spus Domnul, va fi înălțat după harul și după voia lui. Din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Într-o dimineață un frate m-a sunat și mi-a spus: vino, te rog, până la mine. Ora 7 dimineață. Merg spre el, ajung la el acasă. Tremura tot. Fața albă. Un bărbat cu o construcție atletică puternică. Și am spus: ce s-a întâmplat cu tine? Și el îmi spune: am avut o revelație azi noapte. A avut o revelație? Da. Se făcea că era ziua judecății. Asta mi-a spus el, nu că am auzit-o, nu că am citit-o undeva, sunt cuvintele redate de el. Era ziua judecății și toți oamenii trebuia să intre într-o sală de judecată cu pereții de sticlă. Înăuntru în sală era un tron mare și alb pe care stătea regele Hristos Domnul și câte unul intrau în sala de judecată. Și zic: ce s-a întâmplat de tremur așa? Și el îmi spune: frate, a intrat în sala de judecată un bărbat, o femeie, un alt bărbat. Și când ajungea în dreptul tronului pe care stătea regele Hristos Domnul, regele îi se adresau cu câteva cuvinte: tu, unde crezi că te vei duce? În rai sau în iad? A intrat primul bărbat, regele l-a întrebat: tu unde crezi că te vei duce, în rai sau în iad? Și bărbatul a spus: în iad. Și regele a spus: du-te în iad, următorul. Cum a stat toată judecata, l-am întrerupt el, l-am întrerupt eu. El spune: da, frate, eu spun ce... Intră a doua persoană, o femeie, ajunge în dreptul tronului la regele și regele întreabă: tu unde crezi că te vei duce, în rai sau în iad? Femeia spune: în împărăția ta, Doamne. La care regele spune: ok, în împărăția ta, împărăția. Poftim, du-te. Intră a treia persoană, un bărbat. Ajunge în dreptul tronului la regele și regele întreabă: tu unde crezi că te vei duce? Și bărbatul spune: nu știu, Doamne. Și regele a spus: nu știi? Du-te în iad. Următorul. Următorul eram eu, îmi spune fratele. Întremurau brațele, genunchii se loveau unul de altul, sudorile morții mi-au cuprins fruntea, eram eu. Urma să intru în sala de judecată. Dacă intram în sala de judecată și ajungeam în dreptul tronului și mă întreba aceleași cuvinte, îi spuneam ca cel din fața mea: nu știu, Doamne, și îmi spunea: tu te-n iad. În momentele alea am simțit că se desparte inima și trupul în bucăți. De groază și de durere. Și atunci s-a terminat revelația vedenia aceea. Îngrozit, marcat, panicat, mă întreabă: ce s-a întâmplat, pastore? Și am spus: uite-te puțin la mine. Dacă ar fi noaptea asta să te cheme Dumnezeu acasă pe tine, spune-mi înaintea lui Dumnezeu, uitându-te în ochii mei, unde te duci? Am văzut două bobițe de lacrimi, s-au desprins și au spus: nu știu. Nu știu. Zic, asta a avut Dumnezeu să spună.
Omului Dumnezeu, creștinul adevărat, știe unde merge. Poate zice, mă frate, chiar așa. Aud cuvintele Apostolului Pavel. Mi-am sfârșit alergarea, mi-am păzit credința și mă așteaptă ce? Poate că o fi, că nu o fi. Mă așteaptă cununa vieții pe care Domnul mi-o va da mie și nu numai mie, ci tuturor celor ce-or fi iubit venirea Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Harul Domnului să fie peste dumneavoastră. Rugați-vă pentru bordul care conduce biserica aceasta, Dumnezeu să-i țină așa și harul Domnului și binecuvântările Domnului să fie peste noi. Amin.